Bună ziua, dragii mei, și bine m-am regăsit astăzi la o nouă citire, o nouă etalare în dragoste, o nouă etalare mânită să arate despre ce poate fi vorba în aceste momente în relația voastră pentru acei dintre voi care vă aflați într-o conexiune, dar încotro se va orienta aceasta în perioada următoare, ce se va întâmpla în viața voastră, dar dacă lucrurile vor evolua spre mai bine sau sunt menite să rămână la fel. Sau pentru cei care sunteți singuri, singure, simt că și voi vă doriți să știți dacă această situație va rămâne la fel în perioada următoare sau veți cunoaște și voi un suflet potrivit vouă. Sau pentru cei care sunteți în separare de partener, de parteneră, simt că și voi vă doriți să știți dacă acesta sau aceasta va mai reveni în relație cu voi. Haideți să vedem, dragii mei, despre ce poate fi vorba în această etalare. Iată că simt aici că aveți de-a face cu o persoană foarte exuberantă. Simt că poate fi cineva mai tânăr decât voi, sau nu neapărat mai tânăr decât voi, dar cineva cu o energie foarte bună, cu o energie de foc. Da, avem Regina de Bâte în acest card, care îmi spune că puteți avea de-a face cu o persoană dintr-o zodie de foc, în această perioadă, o persoană care vă poate învăța ce înseamnă să iubești viața, ce înseamnă să ai respect pentru tot ceea ce te înconjoară, pentru viața ta, pentru tot ceea ce îți dorești, da? Pentru dorințele tale, bineînțeles să simți compasiune față de toți cei care merită acest sentiment din partea ta, față de persoana ta, față de cei din familia ta, prietenii apropiați și așa mai departe, sau poate chiar și față de oamenii pe care îi întâlnești în fiecare zi. Da? Dar această persoană te învață mai presus de toate să te bucuri de viața ta așa cum este și să faci tot posibilul pentru a aduce în această existență a ta toate acele elemente de care să te bucuri la maximum și astfel încât să faci din existența ta o capodoperă, da? Pe zi ce trece. Da, simt această bucurie, această exuberanță în viața dumneavoastră și poate că vă doriți să faceți în aceste momente o pauză, poate că vă doriți o pauză, mă refer la din treburile voastre cotidiene, da, din responsabilitățile voastre zilnice, poate că vă doriți să plecați undeva împreună cu această persoană voastră. Simt că, iată, aveți de-a face cu o persoană care vă iubește cu adevărat și care te vrea cu adevărat, dragul meu sau draga mea, și care va lupta pentru tine, indiferent ce vă va rezerva viața. Da? Pregătește-te pentru acest lucru, pregătește-te ca să binecuvântezi sau să primești în viața ta această persoană, pentru că este cineva care a așteptat foarte mult să vină în viața ta și acum nu va mai aștepta, acum pur și simplu va acționa, pentru că este chitit să facă aceste lucruri, da? Este setat să vină spre tine și să fie cu tine în aceste momente și în momentele următoare. Hai să vedem și următoarea carte. Iată că avem aici Pajul de Pentacule, dragii mei. O altă persoană care îmi spune încă o dată că puteți avea de-a face cu o persoană mai tânără decât voi, o persoană foarte jovială, o persoană care, în ciuda vârstei sale, dă dovadă de înțelepciune, dă dovadă de faptul că poate fi o persoană cu picioarele pe pământ. Este cineva foarte chipzuit, cineva care își dorește să facă lucrurile așa cum trebuie. Și această persoană, să știi că va veni cu această energie în conexiunea cu tine, da? Pentru că simt aici că lucrurile au fost lăsate în urmă în relația dintre voi doi, dar începând din aceste momente, această persoană va face totul pentru a se pentru a-și recăpăta puterea și pentru a se revanșa față de tine, da? Această persoană vrea oarecum să recapete drepturile asupra timpului pierdut în relația cu tine, da? Așadar, așteaptă-te să te invite în locuri frumoase, așteaptă-te să vă plimbați împreună, să petreceți timp de calitate împreună. Această persoană, să știi că te apreciază foarte mult pentru felul în care ești,
simte foarte multă considerație față de tine, este uimit sau uimită de modul în care tu apari în fiecare zi, astfel încât îl copleșești sau o copleșești cu frumusețea ta, cu modul tău de atractivitate, cu felul tău de a fi, da, care este unic și repetabil. Te place foarte mult pentru modul în care ești, da? Te place foarte mult această persoană și nu se va opri până când nu va fi cu tine în mod stabil, da? Hai să vedem și următoarea carte. Iată că avem aici patru de cupe, dragii mei, o altă carte interesantă care îmi spune că există în viața dumneavoastră această persoană care va lăsa totul deoparte de dragul tău, da? Este posibil ca această persoană, de exemplu, în această perioadă să primească tot felul de oferte, tot felul de lucruri interesante din partea sorții, da? Printre acestea putând fi și o ofertă foarte interesantă de muncă, poate fi ceva foarte bun în străinătate, dar această persoană simt că se va gândi de 2 ori înainte să ia o decizie din acest punct de vedere, pentru că pentru el sau pentru ea ți-am spus să tu contezi cel mai mult în aceste momente și așa va fi și în perioada următoare. Această persoană nu vrea să te piardă și să știi că este o persoană care nu doar că ține foarte mult la tine, dar este pe undeva și foarte dependentă de tine. S-a creat această dependență între tine și această persoană și nu va putea să-ți dea drumul atât de ușor, adică nu va putea să stea în afara energiei tale, da? Să locuiască undeva departe de tine sau să facă o muncă cu atât mai mult, știind că la sfârșitul zilei, când va reveni acasă, nu te va regăsi pe tine, da? Acest lucru ar putea fi de nesuportat pentru această persoană, așadar, da, este clar că va refuza acea ofertă, indiferent cât de atractivă ar fi fost pentru el sau pentru ea. Da, dragii mei, așadar, iată, simt că, de asemenea, pentru această persoană este posibil să, această persoană este posibil să lupte cu anumite fobii ale sale în această perioadă, cu anumite obstacole în viața sa, dar obstacole care îl împiedică sau o împiedică să avanseze în viața sa, da? Să facă lucrurile pe care și le dorește. Și, nu știu, poate că există și anumite neînțelegeri între voi, poate faptul acesta că dacă această persoană și-ar dori să facă o schimbare în viața sa, simte că tu nu ai fi de acord să-l urmezi sau să o urmezi pe această persoană, pentru că simte că, pe de-o parte, nu se poate împlini în acest spațiu unde sunteți voi prinși în aceste momente, în această țară, în acest oraș în care este el sau ea în aceste momente, da? Simte că ar dori sau ar putea, ar trebui să plece undeva în afară pentru a se realiza și la nivelul acesta profesional. Dar mai simte exact ce ți-am spus, pe de altă parte, că nu se poate, nu poate face acest pas în afara ta, da? Adică fără tine. Așadar, pentru el sau pentru ea va fi foarte important ca tu, dragul meu sau draga mea, să poți lua decizia să îl urmezi sau să o urmezi acolo unde el sau ea va decide să plece. La un moment, da, la un moment dat, da? Hai să vedem și următoarea carte. Iată că avem aici optul de pentagrame, dragii mei, este cineva, este această persoană în viața dumneavoastră care, în ciuda tinereții sale și în ciuda jovialității, ai putea spune că este o persoană care se pierde ușor cu firea sau care prinde așa tot ceea ce zboară pe lângă el sau pe lângă ea, dar nu este chiar așa. Este o persoană foarte tenace, o persoană care știe ce își dorește de la viață, o persoană care își calculează foarte bine obiectivele, este pregătit sau pregătită pentru tot ceea ce are viața să-i ofere și o persoană foarte educată, da? Sau care mizează foarte mult pe educația sa și pe modul în care poate profita de această educație a sa și în perioada următoare. Este o persoană foarte focusată asupra muncii sale, asupra tot ceea ce face în orice moment al vieții sale, foarte focusată pe detalii, da? În mod special. Așadar, dacă ai de-a face cu o asemenea persoană, să știi că această ființă poate fi dintr-o zodie de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn
și te poate uimi în orice moment cu forța de care poate da dovadă. Simt că poți învăța foarte multe de la această persoană și vei dori, da, la un moment dat să îl urmezi sau să o urmezi pe calea sa, pentru că vei simți că drumul său este, este unul anevoios pe de-o parte, dar este unul foarte sigur spre succes, da? Hai să vedem și următoarea carte, iată, este șaptele de cupe, dragii mei, care îmi vorbește despre alegeri, da? Este clar că cineva, iată, își dorește să aleagă în aceste momente și, da, dincolo de faptul că te alege pe tine, dragul meu sau draga mea, în această perioadă, dincolo de faptul că își va dori să fie cu tine și în perioada care vine, această persoană își dorește să depășească o anumită perioadă dificilă din viața sa și își dorește să aleagă mai mult pentru existența sa de acum încolo, pentru că își simt că a tot amânat o anumită decizie, a tot amânat să facă o alegere pentru viața sa, da? Și își dorește în această perioadă să poată alege mai mult, să poată face mai mult pentru sine, pentru voi doi, da? Pentru că această persoană își imaginează viitorul său alături de tine și vrea ca tu să faci parte din viața sa și în continuare. Așadar, probabil că va fi o alegere pe care va trebui să o faceți de comun acord în perioada aceasta, să aveți o comunicare deschisă unul față de celălalt, să aveți o discuție foarte frumoasă din care să trageți anumite concluzii dacă vă doriți să... să urmați pașii care sunt necesari să fie făcuți în etapa următoare a vieții voastre pentru ca să vă fie mai bine. Și următoarea carte, iată că este Marea Preoteasă, care vorbește despre faptul că unii dintre voi veți simți foarte mult că aparțineți un anumit spațiu, că aparțineți unei anumite familii în această perioadă, veți învăța foarte mult din aceste lucruri, din aceste sentimente ale voastre, da? Adică veți învăța faptul că oricât de mult v-ați dori voi să vă desprindeți de ceva anume, de ceea ce ați avut în viața voastră până acum, voi aparțineți foarte mult acestui spațiu și acestei comunități în care ați trăit până acum. Da? Vă încadrați foarte mult în această tradiție în care ați trăit foarte mult până acum și în care ați trăit destul de bine. Da? Pot să spun cu mâna pe inimă acest lucru pentru voi și sunteți de acord și voi cu acest lucru, dragii mei, dragile mele, dar bineînțeles asta nu înseamnă că la un moment dat nu vă veți desprinde de acest spațiu, de această familie și nu vă veți urma visele, da? Dimpotrivă, este posibil să plecați la un moment dat, exact ce am spus, să vă atingeți obiectivele, dar simt că imediat, nu imediat, la un moment dat, după aceea sau într-un final, tot aici veți reveni. Da, pentru că este spațiul vostru. Hai să vedem și următoarea carte. Iată că este ceva de un factor religios care acționează în viața dumneavoastră în aceste momente. Viața voastră amoroasă este influențată de factori religioși sau de alți factori în aceste momente, dragii mei, dragile mele. Dacă, nu știu, dacă partenerul sau partenera voastră aparține unei alte religii sau unei alte căi spirituale, bineînțeles că depinde doar de voi să nu lăsați asta să vă împiedice să mergeți mai departe în această conexiune. Și hai să vedem și următoarea carte. Reflecție. Oferiți-vă spațiul de care aveți nevoie în acest moment. Încredeți-vă și aveți încredere că totul va funcționa pentru binele vostru suprem. Dragii mei, dragile mele, aveți încredere în voi înșivă, în voi însevă și în momentele care vin în viața voastră. Da? Aveți încredere în ceea ce destinul are în tolbă pentru voi. Și hai să mai luăm o carte. Da, se pare că, dragii mei, se pare că nu este bine să vă grăbiți, da? Pentru că atunci când va sosi momentul,
Vei găsi persoana cea mai potrivită pentru tine și acea persoană să știi că va rămâne lângă tine. Da, nu este bine să te grăbești spre acel moment din viața ta sau spre acea persoană din viața ta sau spre acel job din viața ta care consideri tu că te-ar face cu adevărat fericit sau împlinit. Da, este bine să lași lucrurile puțin să se așeze. Acestea fiind spuse, dragii mei, dragele mele, aceasta a fost etalarea mea de azi. Vă mulțumesc pentru vizionare. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!